Weekendul trecut, în mai multe localități din Moldova au avut loc evenimente festive în cadrul proiectului Din Toată Inima, organizat de Blocul Victorie. Petrecerea populară din Bălți a fost una dintre cele mai mari. Acolo a fost pregătit un program artistic bogat pentru toate vârstele și generațiile. Copiii s-au distrat în compania personajelor preferate din povești, au participat la concursuri și au savurat gratuit dulciuri și înghețată, în timp ce adulții ascultau melodiile preferate în cadrul unui concert și dansau. Oamenii sunt foarte bucuroși să se distreze în weekend într-o atmosferă atât de festivă. Mi-a plăcut foarte mult sărbătoarea organizată de Blocul Victorie. Sunt încântată. Copiii aleargă cu baloane, mănâncă vată de zahăr și înghețată. Muzică, concursuri, planșe de colorat. Totul este grozav. Este foarte plăcut că în orașul meu are loc o sărbătoare atât de minunată. Mi-aș fi dorit să fie mai des, pentru ca oamenii să zâmbească, să fie fericiți și să nu fie război. Ce bucurie! Foarte bine pentru copiii. Sunt foarte bucuroși și mulțumiți pentru ei. Este o mare fericire și bucurie. Îmi place acest concert pentru că oamenii se adună, pentru că la vârsta mea îmi amintesc astfel de concerte în perioada Uniunii Sovietice. Vă mulțumim pentru atenție! Vreau să le mulțumesc foarte mult organizatorilor. Foarte vesel, plăcut. Nu avem multe evenimente în care să se distreze și copiii, și adulții, și tinerii. Organizatorii, reprezentanții Blocului Victorie, promit să aranjeze astfel de întâlniri regulat. Mulți copii, multe zâmbete de copii. Astăzi noi vom dansa din tot sufletul. Mâine ne vor durea picioarele, pe unii spatele, dar cu toții vom avea amintiri perfecte. Și să dea Dumnezeu ca în fiecare sâmbătă să ne adunăm aici și să ne odihnim cu adevărat din tot sufletul și pentru suflet. Entuziasmul și distracția au dominat la Orhei. Evenimentele din cadrul proiectului Din Toată Inima s-au desfășurat cu participarea activă a primarului municipiului Tatiana Cociu. Printre cei adunați în parcul Ivanos s-au numărat în special multe familii cu ai lor copii. Potrivit organizatorilor, scopul proiectului Din Toată Inima este menținerea și popularizarea valorilor, tradițiilor și culturii familiale. De mai mulți ani, acesta este implementat la inițiativa liderului Blocului Victorie, Ilan Jor. Sărbătoarele noastre Din Toată Inima continuă în toată țara. Sunt foarte bucuros că aceste evenimente adună mulți oameni. Programul este interesant atât pentru copii cât și pentru adulți. De asemenea, sunt populare în rândul persoanelor vârstnice. Pensionarii noștri merită o odihnă bună. Ei și-au dedicat toată viața patriei și au dreptul la o viață confortabilă și fără griji. Oaspeții sărbătorii s-au bucurat să-și amintească de vremurile de altă dată, când țara noastră era prosperă. Și în ciuda tuturor dificultăților, am păstrat tradițiile familiale puternice. Împreună vom putea reînvia tot ce a fost mai bun și vom readuce prosperitatea în Moldova, a scris Ilan Jor pe contul său de Telegram. Întâlniri în cadrul proiectului Din Toată Inima, weekendul trecut, au avut loc de asemenea în Taraclia, Florești, Glodeni, Pahul și în alte localități din țară.